Bine că avea totuși o decență ținând cont de cariera lui Eddie sau la fel era de, cum să spun, sălbatic? De ce mă întrebați și mă puneți într-o situație delicată? Nu știu câtă decență a avut cu Marius Lăcătuș, nu știu câtă decență a avut cu Gică Hagi, nu știu cu câtă decență a avut cu ce antrenori au mai trecut pe acolo. Important este că își bate joc de proprii bani, dar de banii lui care investește. Da. Așa este. Spuneți niște adevăruri și mă bucur că vin de la un om cu greutatea dumneavoastră. Chiar mă bucur că le spuneți. Era normal ca în minutul 90, nu știu cât, 95-96, dar mă rog, în minutul 93, un antrenor să intervină, să taie jocul, să rupă jocul, să iasă la tușe, să facă și 2 metri înapoi, să ia el în teren, să ia el cartonaș galben, dar să rupă jocul și atunci să termina. N-a fost nicio reacție, să schimbă, îi dă cartonaș roșu fundașului central și nu intervine nimeni. Toată lumea dormea pe banca aia. Da. Și vă repet, nu știu, n-aș vrea să intru în polemică. Îl respect foarte mult pe Mihai și țin foarte mult la Mihai, la Pintin. Sunt convins că va fi un antrenor bun. Nu știu ce licență a făcut și de unde a luat licența. Din Moldova, nu știu. Dacă mă iau după Burkel, nici Mircea Lucescu nu e antrenor. Și nici eu nu sunt antrenor. Pentru că am luat carnetul de antrenor acum câțiva ani, când am făcut o școală la federație cu regretatul Cornel Drăgușin. Practic, acel carnet nu e valabil. Asta nu pot să înțeleg. Dar ceea ce trebuie să se înțeleagă este că să nu se uite un lucru. Experiența de jucător, și eu sunt pentru foștii mari jucători, cum este și Mihai, care a jucat pentru echipa națională. Experiența de jucători este una și ceea ce se întâmplă ca antrenor este cu totul altceva. De școală ai nevoie. Dacă nu faci școală, nu-ți așezi gândurile. Școala te ordonează, școala te învață anumite situații speciale, deosebite. Nu mai vorbesc de comunicare, de legătură cu presa și asta. Școala de antrenor te ordonează și îți clarifică gândurile. Cu cât particip la mai multe cursuri, simpozioane, conferințe, păi cred că am stat la cursuri și la conferințe de mă săturasem și la UEFA și la FIFA. Deci, din acest punct de vedere, poate că și Federația a greșit, că a tolerat și a tolerat până acum. Trebuie să se ia o decizie să se stopeze aceste lucruri. Vă repet, din punctul meu de vedere, e mult pentru un jucător de fotbal care să lasă să stea 8 ani sau 5 ani până ajunge antrenor la prima divizie. Nu, maxim 3 ani, dacă ar fi după mine 2 ani de zile. În 2 ani de zile, un fost jucător care a reprezentat România și care are și experiență, are și trebuie să-și obțină carnetul de antrenor de fotbal. Da, mi se pare absolut logic și de bun simț ce spuneți, domnul Iordănescu. Și foarte logic, nu poți să stai un deceniu să ajungi antrenor, nu? Bineînțeles.